cine a iubit, nu uită. Cine uită, n-a iubit. Cine a iubit și uită, a uitat, a uitat că a iubit. Nu știm dacă la botezul micuțului Grigore Vasiliu, născut în dulcele târg al fălticenilor, la 24 ianuarie 1904, familia l-a pus să aleagă dintre mai multe obiecte pe acela care să-i arate predestinarea. Ce i s-ar fi putut oferi așa încât să-și arate disponibilitatea spre o carieră de geniu în actorie, în umorul românesc? Cu siguranță nu un birlic, pentru că birlic avea să devină sinonim cu Grigore Vasiliu abia 30 de ani mai târziu. Dar ce e asta? O statuietă, dragă. Uite că scrie aici Afrodita nud. Nud, nud, dar de ce e așa de dezbrăcată? E, probabil că așa era moda la zeiță. Nici prin gând nu mi-a trecut vreodată să devin actor. Voiam să mă fac clovn. Terminând liceul din Fălticeni, părinții m-au trimis să urmez dreptul la Cernăuți. M-au trimis, însă oameni săraci n-au putut să-mi dea și mijloacele necesare, din care cauză o duceam greu de tot. A intervenit atunci Jules Cazaban, cu care eram coleg de facultate și care, totodată, era angajat la Teatrul Național, îndemnându-mă să fac figurație cu 50 de lei pe seară. Directorul teatrului m-a remarcat într-o bună zi și i-a spus lui Aurel Maican, care era director de scenă, să caute o piesă pentru mine. A primit rolul principal într-o comedie, un gaga, un tâmpit. De emoție s-a încurcat și a fost mai gaga decât o cerea textul. Publicul s-a amuzat împărătește și astfel a fost angajat. A urmat și conservatorul, după care regizorul Sică Alexandrescu l-a adus la București. Dramaturgul Tudor Mușatescu a adaptat o farsă numită Birlic, în care juca rolul titular. S-a bucurat de un asemenea succes, încât de atunci renumele i-a rămas de Birlic. Cel mai probabil, accepțiunea acestui termen era aceea de asul din pachetul cu cărți de joc, un fel de Jolly Joker, însă ceva mai naiv, să zicem. De aici înainte au urmat multe roluri memorabile. Agamiță Dandanache în O scrisoare pierdută, Crăcănel în Dale Carnavalului, Chirică în Omul cu Murțoaga, jupânul Conciano în Bădăranii, Spirache Necșulescu în Titanic Vals. Abia când m-am văzut în film, fiind propriul meu spectator, mi-am explicat de ce, în cei 30 de ani de teatru, i-am invidiat pe spectatorii mei. Hai să vă dau o planetă de deputat. La urmă, la urmă, când s-o dă rezultatul, drăguță. Atunci să vă fac o cântare nouă. Regizorul Sică Alexandrescu îl descria astfel. În trupul lui Mărunțel, însă și disonanțele se asociau pentru a compune o armonie comică. S-a vorbit deseori despre fizicul lui Birlic și s-au găsit oameni care să-i explice succesul prin acele elemente exterioare, fără să se gândească la marea intuiție artistică, datorită căreia Birlic, perfect conștient de posibilitățile lui, realiza totdeauna cel mai nimerit acord între fizicul, vocea, jocul ochilor, întreaga lui mimică și tipul de personaj pe care îl interpreta. Ia te uită, Bartolomeu, ce mai faci? Ia te uită, Bartolomeu, ce mai faci? Sunt încântat că te găsesc acasă. Dacă aș fi chiar cât pace să plec, mi-ar fi părut rău. Cum n-ai telefon, dar ce făceai? Lucram, scriam. Zeci de oameni l-au urmat pe ultimul drum, după ce s-a stins din viață la 14 februarie 1970, la București, fiind înmormântat în cimitirul Belu. Da, dar am și eu visurile mele, planurile mele, speranțele mele. Păcat că nu se potrivesc cu ale voastre. Am fi fost atât de fericiți.
Familia și liniștea în casă sunt cele mai bune lucruri pe care le are omul pe pământ. Dacă v-am supărat ca să-mi ajung scopul, să mă iertați.